Am prins gustul vacanței. Turiștii care mâine merg din nou la serviciu nu s-au dat prea ușor duși de pe plajă. Au continuat băile în mare și sesiunile de bronz până spre Asfințit. Au recuperat astfel dimineața mai puțin obișnuită pentru sezonul estival. O mare de ceață a învăluit întreg litoralul. În ultimele ore din mini-vacanța de Rusalii, Mamaia pare că abia începe să-și primească turiștii. De fapt, oamenii pur și simplu nu s-au încumetat să plece. Vreau să mai stau până diseară la 6. Vreți să evitați aglomerația sau să vă bucurați de soare? Să ne bucurăm de soare mai mult. Noi am avut un alt eveniment și am fost în trecere și hai să ne bucurăm puțin doar de apă. Ați făcut fotografii? Da. Mai ales că ceața a oferit un decor unic. Foarte rar n-am mai întâlnit până acum așa fenomen, dar e foarte frumos, e plăcut, e vremea foarte superbă. Pare bine că n-am plecat, că dacă plecam, regretam ziua de azi. Valul de turiști a luat prin surprindere chiar și pe proprietarii de hoteluri. Estimările lor au fost cu mult depășite. Au fost în jur de 15.000 de turiști, dar au fost destul de mulți turiști și în Eforie Nord și în stațiunile din Sud, mergând către Vama Veche, Jupiter, Saturn, Venus. Ca de obicei, Mamaia este pe primul loc. Foarte mulți turiști au ales și Vama Veche. În Vama Veche, despărțirea a fost grea. Cu bagajele după ei, oamenii au făcut o ultimă plimbare pe plajă. E ultima încercare de plajă înainte de plecare? Cam așa ceva. Cum a fost weekendul ăsta? Foarte frumos, foarte frumos, cald, cum trebuie. Foarte, foarte frumos, chiar foarte frumos. Am așteptat de mult treaba asta, să scăpăm de boala asta, să putem să ieșim din casă fără declarații. Fără să dea cu subsemnatul și fără griji, turiștii au făcut ca ultima noapte petrecută în Vama Veche să fie memorabilă. Că ne e dor de vară, de-a doua noastră casă, unde trăiește parcă timpul te așteaptă și muzica nu se oprește niciodată.